Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi veni în fața dumneavoastră cu un nou proiect, un proiect surpriză. Dar mai întâi și mai întâi vă voi prezenta materialele de care avem nevoie. În primul și în primul rând vom folosi firele din gama Bravo de la Schachemeier. După cum vedeți, eu aici am două nuanțe de verde, culoarea galbenă, culoarea albă, vom avea nevoie de un pic de alb. Firul Bravo este, așa cum știți, un fir poliacrilic care se lucrează cu croșetul numărul 3, între 3 și 4. Eu voi folosi astăzi croșetul numărul 3. Apoi vom folosi alt fel de fir, aici se cheamă Van Gogh, este un fir poliacrilic și acesta se lucrează cu un croșet cuprins între numărul 3 și 5, eu voi folosi și pentru acesta numărul 3, iar apoi am găsit un alt fir Decapé Color, un fir de bumbac care se lucrează cu un croșet cuprins între numărul 2 și numărul 3. Noi astăzi vom folosi croșetul numărul 2 și jumătate. Deci acestea sunt firele de care vom avea nevoie. După care vă voi prezenta, așa cum vă spuneam, croșetele. Vom folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate și croșetul cu numărul 3. Apoi vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, vom avea nevoie de lipici, vom avea nevoie de o pereche de ochișori sau dacă nu dispuneți de acești ochișori, puteți folosi două mărgeluțe cu un diametru de o jumătate de centimetru. Apoi vom avea nevoie de melană pentru umplutură, de lipiciul lichid și de un fir despărțitor sau de clămiță despărțitoare. Depinde de ceea ce folosiți dumneavoastră, cu ce vă înțelegeți cel mai bine. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrez și voi începe cu croșetul numărul 3 și cu firul Bravo de culoarea galbenă, voi începe proiectul meu. Așa cum v-am spus, este un proiect surpriză. Acest tutorial nu îmi aparține, eu l-am tradus din limba rusă. Pentru început vom lucra în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul pe care nu-l punem la număr, după care vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Acum vom închide cercul magic. Voi închide totul cu picioruș alunecat. Ca de obicei, știți că eu am probleme cu introdusul croșetului, pentru că nu sunt croșete ca ale noastre de acasă, au vârful mult mai întors. Iar acum vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem lucrate deja două și vom continua
La capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 12 piciorușe scurte, acum vom continua lucrând. Un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Lucrând în acest mod, la capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, am schimbat firul despărțitor, voi continua lucrând. 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire, și astfel la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un număr de 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, astfel că la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. 2, cel de-al treilea, o mulțire și vom continua singure, ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând un număr de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, după care vom lucra o înmulțire, iar la capătul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face o înmulțire. Astfel, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Am poziționat camera într-un alt mod în care să puteți vedea mai bine ceea ce lucrez. Acum vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, după care vom lucra o mulțire, astfel că la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Voi continua lucrând un număr de 7 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urmate de o înmulțire. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 54 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Nu vă preocupați dacă se prezintă așa, nicio problemă. Vom continua lucrând 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după care vom face o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 60 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Iată, ne-a ajuns și la capătul acestui rând. Am obținut un număr de 60 de piciorușe scurte. Acum noi vom lucra
un număr de 11 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Deci de 11 ori vom lucra aceste 60 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 11 rânduri. Vom lua fiecare ochi așa cum se găsește, fără niciun fel de înmulțire, și vom lucra, cum vă spuneam, 11 rânduri. Noi ne vom întâlni. Am ajuns la capătul celor 11 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după care vom face o scădere. Vom intra cu croșetul în prima jumătate a piciorușului, să-mi rămână în urmă, în prima jumătate a celui de-al doilea picioruș, vom trage firul și am făcut o scădere. Și vom continua din nou cu 8 piciorușe scurte, urmate de o scădere, și în felul acesta, la capătul rândului, vom obține un număr de 54 piciorușe scurte. Deci am început scăderile. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum vom face din nou o scădere. Și vom continua din nou 7 piciorușe scurte, o scădere, astfel că la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o scădere. Lucrând în acest mod, la capătul rândului ne vom întâlni cu 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere. Eu vă spun că lucrez în bucătăria de afară, că aici este mai lumină și nu deranjez bătrâna cât se odihnește. În felul acesta, deci lucrând 5 piciorușe scurte urmate de o scădere, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, acum vom face o scădere și lucrând în acest fel, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte.
Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând trei piciorușe scurte. 1, 2, 3, după care vom face din nou o scădere și lucrând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum eu voi face următoarea scădere, după care vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul rândului. Vom continua. 2 piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o scădere. Vom continua în acest fel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Eu cred că doamnele experte deja și-au dat seama ceea ce stau eu aici să lucrez. Cred că este ușor de înțeles. Voi face o nouă scădere, după care vom lucra singure și ne întâlnim la capătul rândului, așa cum vă spuneam, cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, o scădere, din nou un picioruș scurt, o scădere, în felul acesta vom lucra până la capătul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, unde am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Am umplut lucrarea, dar nu atât de mult încât ea să nu fie maleabilă, morbidă. Deci să o putem modela în modul în care noi avem nevoie. În acest moment vom continua lucrând un număr de 6 scăderi consecutive, după care vom închide lucrarea noastră. Iar apoi vom continua pentru a vedea ceea ce am obținut. Vom lucra cu atenție. Vom face scădere după scădere și astfel vom ajunge la capătul acestui rând, după care vom închide totul cu acul. Aici este un pic mai greu pentru că, așa cum vedeți, spațiul este foarte micuț. Eu sper ca dumneavoastră să vedeți. De aceea am și schimbat poziția camerei, o țin într-un mod foarte incomod. Acum voi face din nou scădere. Deci scădere după scădere. Eu spun că suntem în ordine. Așa. Voi scurta firul. După care voi coase. Acum și dumneavoastră, doamnele începătoare, știți cum se închide lucrarea. Voi scoate croșetul și voi începe prinzând fiecare
care fir de aici, în felul acesta, după care vom trage firul și vom închide. Uitați-vă, închis lucrarea, acum voi ascunde firul undeva pierdut. Aici, după care îl voi scurta. Acum vom continua. Vom pune firul de culoare verde în ac și vom contura doblecelul, dobleacul, pentru că acesta este un dobleac. De aceea am spus că doamnele care sunt mult mai avansate cred că au înțeles ceea ce lucrez. Voi lua acest fir și apoi vom contura dobleacul nostru așa cum trebuie. Sper să-mi intre firul, da, în felul acesta. Voi prinde un fir un pic mai lung, pentru că voi avea nevoie. Voi face un mic nod. După care, voi intra din nou aici dedesubt, unde am închis. În felul acesta. Așa. După cum vedeți, unde am scăzut, avem aceste raze, da? În direcția fiecăreia dintre ele, noi acum vom intra și vom face acele adâncituri care par felii. Așa, în felul acesta. Deci voi trece aici, voi intra în mijloc, în mijlocul lucrării și voi ieși din nou dedesubt. Va fi un pic mai dificil aici. Deci, așa cum vă spuneam, în direcția fiecarei raze, noi va trebui să facem o astfel de cusătură. Doar că nu reușesc să intru. Un pic, cred că trebuie să pun un ac un pic mai lung. După cum vedeți, am reușit să ajung unde am dorit. Acum voi face ultima cusătură, așa cum vă spuneam, în direcția punctelor unde am scăzut, pentru că acelea sunt foarte vizibile. Deci cu ușurință veți ști cum să vă orientați. Și în felul acesta, uitați-vă că am ajuns la rezultatul dorit. Acesta este dublecelul. Apoi aici dedesubt din nou vom închide într-un mod în care să putem ascunde firul. Vom găsi un loc ușor unde să intrăm cu acul și vom închide această parte a lucrării. Aceasta a fost partea cea mai simplă, partea care a fost mai ușor de lucrat, mai ușor de ghicit, ceea ce reprezintă. Ascundem firul și vom continua cu partea a doua, care într-adevăr aceea va fi marea surpriză.
Apoi, așa cum vă spuneam la început, nu uitați că dovlecelul nu trebuie să fie plin în acest mod, dacă nu este prea încărcat, noi putem să îi dăm acest aspect. Deci aici am ascuns un pic firul, îl voi scurta acum și noi vom continua lucrarea. Dovlecelul îl punem deoparte. Acum vom începe partea adevărată a surprizei. Vom lua firul alb. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este piciorușul de început. Acum vom face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic, vom închide cu piciorul alunecat, care, ca de obicei, îmi va face probleme, pentru că aceste croșete mă deranjează foarte mult, nu sunt precum croșetele noastre. Iar acum vom continua lucrând în corespondența fiecărui ochi o înmulțire. Deci la capătul acestui rând noi ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am pus firul despărțitor, iar acum vom lucra un picioruș scurt, iar în următorul vom face o înmulțire. Astfel că la capătul rândului noi ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua. Un picioruș scurt. O mulțire. Un picioruș scurt. O mulțire. Vom lucra împreună, pentru că aici vom face din nou un lucru pe care aș vrea ca doamnele începătoare să-l vadă, pentru că întotdeauna este ceva nou de învățat. O mulțire, piciorul scurt, ultima mulțire. Am obținut acest număr de 18 piciorușe scurte, felul acesta. Iar acum vom scoate firul despărțitor, vom tăia firul și pentru a închide rândul vom face în felul următor. Vom sări un ochi, vom intra în cel de-al doilea, vom trage firul și vom închide în felul acesta pentru a avea un rotund perfect. Această parte noi o vom ascunde dedesubt din nou și o vom coase cu acul dacă este nevoie. Dacă nu, o vom ascunde cu croșetul. Cine nu poate ascunde cu croșetul, poate face aceasta cu acul. Eu voi încerca cu croșetul, voi lua cel mai mic, pentru că locul este strâmt, este micuț și, așa cum vă spuneam, aceste croșete nu au același
vârf ascuțit, precum croșetele noastre de acasă. Aceste fire le lăsăm aici înăuntru pentru că nu ne vom deranja cu nimic. Așa. Acum noi vom continua. Vom lua din nou firul verde. Acesta este o nuanță un pic mai stridentă, mai vie, să-i spunem așa. Și vom intra în corespondența unui piciorușu oarecare și vom lucra în felul următor. Tot acest rând de 18 piciorușe scurte îl vom lucra în tehnica back loop, adică vom lua doar cea de-a doua jumătate a piciorușului. Deci nu vom intra prin piciorușul întreg, ci doar partea din spate. În felul acesta vom executa întreg rândul, cele 18 piciorușe scurte. Voi face împreună cu dumneavoastră, pentru că acesta este unul din ochii animăluțului pe care îl vom lucra pentru a completa lucrarea animăluțului, că nu e chiar un animăluț, o să vedeți până la urmă. Îmi place să vă țin un pic în suspans. Nu știu dacă o să placă la toată lumea această lucrare. Mie mi-a plăcut în mod deosebit, de aceea am spus că trebuie să o traduc și să o lucrez pentru dumneavoastră. Imediat vom ajunge și la capătul acestui rând. Lucrând așa cum v-am spus, în tehnica back loop, cum se mai spune. Iar acum vom continua lucrând în mod normal fiecare picioruș, deci îl vom lua în mod normal și vom lucra un număr de 4 rânduri de piciorușe scurte. 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 4 rânduri. Am lucrat cele 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Și astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 12 piciorușe scurte. Felul acesta. Un picioruș scurt, o scădere. Vom continua. Scădere. Nu știu dacă camera focalizează atât de bine culoarea. Așa cum vă spuneam, este un verde un pic mai intens, un verde mai aprins. După cum vedeți, după cum ați văzut de fapt la început, v-am prezentat, este nevoie de 3-4 chiar nuanțe de verde. Am ajuns și la capătul acestui rând, am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum eu voi umple cu un pic de melană, pentru că acesta va fi, așa cum vă spuneam, un ochișor al animăluțului care va acompania dubleacul nostru. Iar acum vom continua
Făcând scăderi, vom face 6 scăderi consecutive, după care vom închide lucrarea. Una, două, trei, patru, cinci, și ultima scădere, cea de-a șasea, după care, așa cum vă spuneam, vom închide lucrarea. Voi scurta firul și cu acul vom coase. Va fi nevoie să facem două astfel de bucăți, doi ochi. Dar nici acesta nu este încă gata. Noi îl vom închide acum. Voi coase un pic. Acesta. Așa. Vom ascunde firul undeva dedesubt. Vom ieși unde nu se vede prea mult și vom scurta firul. Acesta este unul dintre ochișori, dar nu este gata, ci vom continua. De această dată vom avea nevoie de croșetul cu numărul 2 și jumătate. Vom lua acest fir care vi l-am prezentat la început, decape și voi lucra. Mai întâi voi face un ochi de lanț de început. Sper ca dumneavoastră să vedeți, sper că nu s-a deplasat prea mult camera, pentru că o țin într-o poziție foarte incomodă. Acum voi intra cu croșetul aici în prima jumătate a ochiului cu culoare albă. După cum știți, cea de-a doua jumătate am lucrat-o în tehnica backloop. Acum vom lucra partea din față. Voi trage firul și voi lucra piciorul scurt, în același timp ascunzând și acest capăt de fir. Voi intra în fiecare jumătate de picioruș și voi face un picioruș scurt. Sper că camera este bine poziționată, că reușiți să vedeți. Mi-ar părea foarte rău ca după atâta muncă să ieșuiez. În felul acesta vom lucra de jur împrejur, vom face conturul ochiului. De aceea am și schimbat camera să fie atât de aproape ca dumneavoastră să puteți vedea foarte bine ceea ce lucrez. Sper că nu am greșit făcând acest lucru. În felul acesta. Uitați-vă, conturăm totul.
încet, cu atenție, avem timp. De aceea vă spuneam că avem nevoie de două croșete, pentru că acest fir este foarte subțirel. L-am găsit din întâmplare în mercerie, de altfel am și rugat doamna, dacă reușește, să găsească, să-mi procure și alte culori, pentru că îmi place cum arată, este frumos și îmi pare destul de ușor de lucrat, de manevrat. Felul acesta dăm un pic de viață acestui ochișor. Eu foarte mult sper să vă placă ceea ce va ieși la urmă, să nu vă înspăimânte, să nu vă fie frică. Pentru că știu că nu toată lumea este foarte amatoare de aceste minuni, dar până la urmă este o lucrare, o jucărie, un amigurumi, în tendință cu sărbătoarea care va fi peste puțin timp, în tendință cu sărbătoarea de Halloween. Acum voi închide. Acest rând și voi ascunde firul, voi trage undeva de desubt, felul acesta. Spuneam că este ușor de manevrat, dar totuși ne face un pic de probleme. Iar acum îl vom scurta. Deci, în felul acesta, noi vom lucra doi ochișori. Între timp l-am lucrat pe celălalt, l-am deja pregătit. Eu mă voi opri aici cu această parte a tutorialului și vom continua pentru a completa lucrarea noastră. În scurt timp voi începe filmarea celei de-a doua părți și astfel vom ne vom bucura la sfârșitul săptămânii, duminică, ne vom bucura la vederea acestui nou proiect. Vă mulțumesc deocamdată și ne întâlnim imediat. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept din nou alături de mine. Fac o vedere panoramică, așa.